Ce să ne obișnuim cu umbrelele în aceste zile. Am vrea totuși să și scăpăm de ele. Anca frumos la știrile din Ianca Anca, bună dimineața! Bună dimineața, Florin! Bun găsit tuturor! Scăpăm ușor, ușor, vremea se va îndrepta, temperaturile vor începe să, să, crească, dar deocamdată astăzi încă vorbim de o vreme închisă și ploioasă. De altfel, este în vigoare acea informare meteo emisă de ANM până mâine dimineață la ora 10, astfel că va ploua în cea mai mare parte din țară, însă în jumătatea de sud acestea vor fi mai abundente. Floile vor cădea și sub formă de averse, însoțite și de descărcări electrice. Vântul astăzi va prezenta intensificări în Muntenia, în Moldova, dar și în Dobrogea și la munte la altitudini mari. Și atenție spun cei de la ANM că și astăzi se vor strânge cantități de apă mai însemnate tot prin sudul țării, posibil și în zonele montane aferente, izolat cantitățile să depășească 25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile astăzi vor porni de la 6 7 grade prin depresiune în sul Transilvanii și vor ajunge până la 16-17 grade în vestul țării. Noi în capitală astăzi o vreme rece, o vreme ploioasă, nu, temperatura nu va trece de 13 grade, la noapte se vor menține condițiile de ploaie slabă, iar minima va fi de 6 grade. Mâine sunt șanse să vedem soarele, însă vremea se va menține răcoroasă pentru această dată, 14 grade sunt prognozate atât mâine cât și poi mâine când cerul din nou va prezenta în orări. La munte astăzi rafalele de vânt vor depăși 65-70 de km pe oră, iar la altitudini sub 1700 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Iată pe Valea Prahovei la predeal astăzi o maximă de 5 grade, aceeași temperatură și în semenic, iar în nordul Carpaților Orientali, în Ceahlău, minus 1 grad Celsius. Și ziua de mâine aduce temperaturi ușor sub cele normale pentru această dată, însă aria precipitațiilor va fi în restrângere. Se vor menține condițiile de ploaie prin sud-vestul sudestul țării, unde și vântul va mai prezenta intensificări. La munte, de asemenea, va continua să bată vântul și precipitațiile vor fi mixte. Iar în toată regula la munte, Florin, înapoi la tine. Anca, frumosul la știrile divineții. Sperăm și la vreme ceva mai bună în zilele următoare. Continuăm. vopsea.